Un proiectil din timpul celui de-al doilea război mondial a fost găsit în centrul municipiului Soroca de niște localnici care efectuau săpături pentru o fântână de canalizare în zonă. Specialistul protecției civile al Direcției Situații Excepționale Soroca, Eugen Doga, a specificat că obuzul a fost găsit în regiunea fostului cinematograf Dacia, la o adâncime de 2,5 metri. Potrivit specialiștilor, proiectilul de artilerie cu un calibru de 100 mm prezenta un real pericol și în orice moment putea să explodeze. Zona a fost încercuită, iar la fața locului s-a deplasat o echipă de geniști a forțelor armate, care au ridicat obiectul. Ulterior, elementul de muniție a fost nimicit într-o carieră de pe teritoriul raionului Soroca. Direcția Situații Excepționale Soroca atenționează că, în cazul depistării unor obiecte explozive neidentificate, cetățenii sunt rugați să anunțe autoritățile locale sau să apeleze 112.